Scăpăm în sfârșit de ploi. În această săptămână cerul se va însenina treptat, iar maximele vor avea valori de primăvară. Vremea se îmbunătățește la Constanța. Soarele a ieșit dintre nori, iar marea este liniștită. Vremea va deveni în general frumoasă și relativ normală termic. Temperaturile diurne se vor apropia și vor depăși ușor normele climatologice pentru această perioadă. Așa, temperaturile diurne vor fi în creștere, după cum am mai spus, plecând de la 14 grade până la 22 de grade. Scăpăm și de vânt, doar pe litoral va mai adia slab, anunță meteorologii. Cerul va prezenta unele înnorări trecătoare, dar pe ansamblu va fi un cer variabil în timpul zilei și mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zilele de miercuri, joi și vineri, dar aceste intensificări de vânt vor predomina mai mult în zona de coastă. În weekend însă se va răci din nou. La sfârșitul săptămânii, maximele nu vor depăși 13 grade Celsius, iar minimele se vor situa în jurul valorii de 6 grade.